Monica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bine v-am găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Un tânăr de 18 ani din Dragalina a intrat cu mașina într-un copac în Slobozia, mai multe detalii la știri. Noua lege a pensiilor care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024 a fost prezentată de președintele PSD, Călăraș Vasile Eliuță, mai multe detalii în jurnal. Lucrările de modernizare continuă în municipiul Călăraș. Mai multe informații la știri. Un accident rutier teribil a avut loc seara trecută în Slobozia după ce o mașină a intrat într-un copac de pe marginea șoselei. La volan se afla un tânăr de 18 ani din Dragalina, care se pare că a pierdut controlul volanului. Atât el cât și un alt tânăr de 17 ani care se afla în mașină au ajuns la spital. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. Accidentul rutier s-a petrecut seara trecută în jurul orei 21 și 45 de minute pe DN2A în municipiul Slobozia. Un tânăr de 18 ani din comuna Dragalina a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un copac de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns rapid atât pompierii militari alomițeni cât și polițiștii. 5 persoane au fost implicate în accident, iar salvatorii au acordat imediat asistență medicală de specialitate la fața locului. Două dintre persoanele care se aflau în mașină au ajuns la spital. Din verificările efectuate a reieșit că, în timp ce un tânăr în vârstă de 18 ani din comuna Dragalina conducea un autoturism pe DN2A, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat într-un copac de pe marginea drumului. În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit, precum și un pasager în vârstă de 17 ani, aceștia fiind transportați pentru îngrijiri medicale la spitalul din Slobozia. Din fericire, nimeni nu a suferit răni grave. La locul solicitării au fost alocate o auto specială de stingere și o auto specială de descarcerare din cadrul detașamentului de pompieri Slobozia, iar în sprijinul acestora, două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița. Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Șoferul a fost testat cu aparatul din dotare, rezultând că acesta nu a consumat băuturi alcoolice. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Municipiul Călăraș este într-o continuă dezvoltare. În cadrul matinalului de la Radio Voces Campi, edilul municipiului Marius Dulce a făcut precizări despre situația drumurilor. Unde decurg lucrările în cadrul obiectivelor de investiții finanțate din fondurile europene și guvernamentale. Eu doresc să fie mai amplu aceste lucrări, da, să deruleze mai rapid, dar vedeți că timpul este așa cum e. Constructorul simte că a venit, vin sărbătorile și se pare că deja a lăsat pasul mult mai încet, viteza i-a scăzut din cauza frigului, cred, și ne obligă să stăm tot timpul după ei, nu prea mai se implică, să spunem așa, pentru că văd eu că lucrurile se mișcă din ce în ce mai încet. A intervenit relaxarea sărbătorilor. Relaxarea înaintea de sărbători. Deci lucrurile merg. Dar nu așa, nu așa cum ne dorim și nu, mai ales că suntem pe ultima 100 de metri, mai avem o săptămână, pe 21-22 cred că se închid toate șantierele și după aceea tragem linie să vedem unde stăm și ce facem. Vasile Eliuță, președintele PSD Călăraș, a prezentat astăzi noua lege a pensiilor care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Noua lege prevede creșteri ale pensiilor care se vor realiza în două etape. Prima majorare urmează să se aplice în ianuarie, urmând ca a doua să se realizeze în toamna anului viitor. Președintele PSD Călăraș Vasile Eliuță a susținut astăzi o conferință de presă la sediul partidului, acolo unde a promovat noua lege a pensiilor. Aceasta a fost adoptată de Parlament în urmă cu 3 săptămâni, iar pe 4 decembrie a fost publicată în Monitorul Oficial. Noua lege a pensiilor prevede două majorări anul viitor. Beneficiile pentru pensionari sunt cele două majorări pe care cu toții le știți de la 1 ianuarie. Toate pensiile vor crește ca urmare a punctului de pensie de la 1785 la 2032. A doua majorare la 1 septembrie 2024 pentru eliminarea inechităților, cei mai mulți vor câștiga, nimeni nu va pierde în ce înseamnă creșterea pensiilor. Vasile Eliuță a susținut că vor exista situații în care pensiile nu vor crește deloc, însă acolo unde vor exista majorări, acestea vor fi considerabile.
Cele mai multe dintre pensii vor crește consistent, dar vor fi și pensii care vor crește mai puțin sau nu vor crește deloc, dar niciuna nu va scădea. Vor crește pensiile celor care au muncit mai mult, care au stagii mai lungi de cotizare, se elimină inechitățile dintre femei și bărbați, se elimină inechități între pensionarii care s-au pensionat în baza unor legi diferite. Noua lege asigură creșterea continuă și sustenabilă a pensiilor, niciun guvern nu mai poate îngheța pensiile, așa cum s-a întâmplat în 2021, guvernarea PNL-USR. Dacă liderii partidelor de opoziție au precizat că guvernul nu va avea bani să susțină astfel de creșteri, conducerea PSD a declarat că există fonduri care să susțină viitoarele majorări. Sursele de finanțare sunt aceleași care au fost mereu. Bugetul de stat, bugetul de pensii și orice partid politic care guvernează trebuie să găsească alternative de a putea să susțină toate programele pe care el intră în campanie electorală și le promite cetățenilor. Așa cum Partidul Social Democrat a făcut de fiecare dată, a promis și a dus la îndeplinire în momentul în care a intrat la guvernare. Prin adoptarea noii legi a pensiilor, PSD-ul a îndeplinit două obiective importante. A realizat reforma pensiilor prin care sunt eliminate inechitățile și se asigură creșterea continuă și sustenabilă a pensiilor. A înlăturat pragul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensii care ar fi putut duce la înghețarea pensiilor până în 2070. Acest prag, după cum știți, a fost introdus de către USR și PNL în momentul în care și-au luat angajamente pentru proiectul de reziliență al României. Nu în ultimul rând, noua lege a pensiilor va aduce beneficii și tinerilor, susține Vasile Iliuță. Sunt și beneficii pentru tineri în tot ce înseamnă promovarea legilor de către Partidul Social Democrat. Tinerii sunt stimulați să continue studiile la nivel universitar, este stimulată natalitatea, garanția că vârsta de pensionare nu va crește după bunul plac al partidelor de dreapta. Potrivit proiectului bugetului pentru anul 2024, toți bugetarii ar urma să primească o creștere salarială de 5%. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European. Și anul acesta, Canal Sud și Radio Voces Campii vă invită într-o călătorie plină de farmec și surprize de Crăciun. Concursul nostru special aduce în prim plan nu doar spiritul festiv, ci și șansa de a câștiga premii fabuloase, special alese pentru a vă aduce bucurie în această perioadă magică. Tradiția merge mai departe și marele premiu, un purcel, va fi oferit de Canal Sud. Se anunță un Crăciun fericit! Tu trebuie doar să completezi formularul de înscriere în concurs de pe site-ul canalsud.ro până la 20 decembrie ora 8. Câștigătorii vor fi aleși, ca de obicei, în direct, pe 20 decembrie la Radio Voces Campii, începând cu ora 9. Anul 2023 a fost un an plin de realizări în comuna Chirnoci. Primarul Ștefan Ion aduce precizări despre proiectele pe care a reușit să le ducă la bun sfârșit în acest an. Anul 2023 a fost un an în care, în comuna Chirnoci, au avut loc modernizări semnificative. Edilul comunei Chirnoci, Ștefan Ion, aduce mai multe precizări despre ceea ce s-a întâmplat în acest an. În anul 2023 am realizat multe lucruri frumoase. Bineînțeles că era loc de mai bine, bineînțeles că puteam face mai mult, dar deocamdată atât s-a putut. Și am să vă enumăr doar câteva din lucrurile care s-au petrecut pe teritoriul comunei Chirnoci, din acest amplu program de modernizare, de reabilitare și de aducere la zi a infrastructurii din comuna Chirnoci. Aș începe în primul rând cu lucrarea care mi-a fost mie cea mai dragă și este o lucrare de care beneficiază toți cei peste 6500 de locuitori ai comunei Chirnoci și aș menționa aici trotuarul care se găsește pe partea dreaptă a DN41, de la intrarea în Chirnoci până la ieșirea din localitatea Chirnoci. Acest trotuar este
o lucrare mai amplă, este făcută din bugetul local. Are o lungime trotuarul de 3,2 km, o lățime de 1,60 m și este un lucru foarte util și benefic pentru toți locuitorii noștri. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă informez și despre reabilitarea și modernizarea centrului civic al localității noastre. Am reușit în perioada aceasta, anului 2023, să reabilităm în integralitate centrul civic al localității Chinogi. Am amenajat aici o parcare, am făcut un trotuar în fața dispensarului, am renovat, dacă pot spune așa, monumentul istoriei din localitatea noastră. Acesta era, înainte de reabilitare, avea o îmbrăcăminte, să spun, din tencuială, l-am reabilitat frumos, l-am îmbrăcat în marmură, am făcut și în jurul lui ordine. De asemenea, monumentul dedicat eroilor de la 1916, am făcut o zugrăveală frumoasă și am reabilitat în integralitate și spațiul verde din jurul acesta. Nu sunt lipsit de modestie, nu sunt subiectiv, dar pur și simplu este o frumusețe cum arată la momentul acesta. Aș mai putea menționa și alte alei pietonale care le-am realizat pe strada Mocăniei, pe strada Rudăriei și pe strada Radovani. Chiar la intersecția străzii Radovani cu DN41 și acolo am amenajat două trotuare, fiecare în lungime de aproximativ 250 de metri. Unul este cu îmbrăcăminte asfaltică, iar celălalt este din beton. Era mare nevoie de acest lucru, deoarece toți locuitorii și școlarii din acea parte traversau DN41 cât și DJ403 prin locuri nepermise, ceea ce era un risc mare de accident. Aș mai putea să vă spun că am amenajat și mai multe stații de microbuz. Aici mă refer la stația de la CEC, la stația de microbuz de la intersecția DN41 cu strada Mocăniei și la stația de microbuz din vecinătatea SC Agro Chinogi. Copiii aflați în situație de risc de separare de părinți vor avea în curând un centru de zi în comuna Nana. Cererea de finanțare pentru acest obiectiv a fost aprobată. La Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în prezența ministrului Natalia Elena Intotero, primarul Dobre Gheorghe a semnat contractul privind înființarea unui centru de zi pe fonduri din PNRR, care va asigura accesul la servicii sociale de sprijin pentru copii. La nivelul municipiului Călăraș s-a înființat prima Academie de Handbal Masculin, Viitorul Călăraș 2023. Prezent în cadrul matinalului de la Radio Voces Câmpii, Alexandru Florea a povestit cum evoluează această academie. Se împlinește o lună de când ați început și antrenamentele pentru handbal, pentru activitatea pe care o... Cum merge? Academia noastră, Viitorul Călăraș, merge senzațional. Suntem extrem de surprinși de ceea ce fac copiii, de cum evoluează. În momentul de față avem undeva la 25 de copii înscriși, mult peste ce ne așteptam, fiind doar o lună de zile. Și suntem în grafic și ne așteptăm ca anul viitor să mergem în competiție. E foarte tare ce se întâmplă și sunt foarte entuziasmat de treaba asta. Și copiii? Bănuiesc că sunt la fel de entuziasmați? Da. Au și ei pauză în perioada asta? Le dăm o pauză de o săptămână și jumătate, îi lăsăm și pe ei să se bucure, dar pe 7 ianuarie revenim la treabă ca și până acum de 3 ori pe săptămână. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul pentru data de 14 decembrie. Berbec, în această zi debutează o perioadă în care vei avea nevoie de rezervele strategice, de răbdare, cumpătare în tot ce faci, în special la vorbă și maturitate pentru a te lăsa dus de valurile care vor apărea din când în când. Taur, se vor schimba cele mai multe dintre planurile tale de viitor, inclusiv cele pe care le credeai bătute în cuie. Schimbările nu sunt pe placul tău, nici măcar cele care se dovedesc a fi benefice.
Gemeni, în perioada următoare îți vei găsi mai greu cuvintele, vei lua decizii mai greu, vei cântări mai mult și toate acestea se pot dovedi a fi cele mai bune alegeri pe care nu le-ai fi făcut în alte condiții. Rac, începe o perioadă de rediscutare a unor înțelegeri, inclusiv cele la care ai ajuns cu partenerul de cuplu. Este bine să temperezi impulsurile războinice ca să nu pui paie pe foc, în timp ce ești convins că nu ai vrut decât să-l stingi. Leu, perioada următoare poate fi mai aglomerată decât de obicei, cu numeroase reveniri la treburi neterminate sau care trebuie reluate unele de la zero. Vorba lungă nu și are rostul și afectează eficiența. Fecioară, s-ar putea să nu fii în apele tale în perioada următoare și ar fi bine să faci un efort ca să nu strici și mai mult dispoziția și să devii morocănos sau să respingi interacțiunile cu cei care nu-ți sunt pe plac. Balanță, urmează o perioadă de revenire la familie, la probleme nerezolvate din trecut, la amintiri, unele dureroase, altele frumoase. Discuțiile nu vor da roadele pe care le aștepți. Scorpion, este bine să fii mai atent decât de obicei la timpul deplasărilor de orice fel, la acte și documente sau orice altceva are pres pentru tine. Urmează o perioadă de ambiguități, încurcături, neînțelegeri și posibile pierderi. Săgetător, ar fi bine să-ți temperezi pofta de cheltuială și să fii mai chibzuit cu resursele proprii, inclusiv cu timpul și energia ta. Dacă le folosești cu înțelepciune, îți vor fi de ajuns. Capricorn, este bine să lași lucrurile în voia lor măcar o perioadă ca să te poți ocupa de tine, de nevoile tale reale, de numeroasele conflicte interioare cărora ar fi bine să le găsești o rezolvare. Vărsător, încep să scape de sub control anumite situații pe care le-ai pregătit în detaliu, fiind convins că vor evolua așa cum dorești tu. Ar fi bine să te pregătești pentru tot felul de surprize, cele mai multe neplăcute. Pești, este bine să-ți permiți luxul de a nu te mai gândi la viitor, măcar pentru o vreme, ca să nu mai duci pe umeri această povară. Te poți lăsa în voia forțelor care coordonează viața, dovenind încredere în tine și în propria intuiție. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată! Acesta a fost principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș, dar și să ne ascultați pe Radio Voce Scampi. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți scrie la adresa de mail redacție@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o seară frumoasă în continuare, ne revedem și mâine!